Pan a spus din nou da, nu în fața ofițerului stării civile, sau cel puțin nu încă, ci în fața iubitului ei, Iulian Gogan. Anunțul a fost făcut discret chiar de către creatoare pe pagina personală de Facebook. De ieri, undeva într-un colț, scrie logodită. Romanița Iovan o duce bine în carieră, dar se pare că nici cu dragostea nu stă prost. Ieri, creatoarea de modă a anunțat că s-a logodit cu mai tânărul ei iubit, avocatul Iulian Gogan, în vârstă de 35 de ani. Chiar dacă îi despart 12 ani, Romanița și Iulian au demonstrat că sunt cât se poate de fericiți împreună. Cei doi formează un cuplu din 2008. Iulian nu a ratat nicio prezentare de modă sau aniversare a Romaniței. Cea mai mare provocare a unui avocat. Nici Romanița nu s-a lăsat mai prejos și a venit la tribunal pentru a-l vedea pe iubitul său la lucru. E un proces foarte greu și așa am considerat, cum vine la prezentările mele de modă, să vin și eu într-o sală de judecată. Însă când a venit vorba de detalii despre relația lor, Romanița a fost mereu zgârcită. Vrem să păstrăm intimitatea noastră. Tăcută a fost și în 2008, atunci când s-a despărțit de fostul pilot Adrian Iovan după 5 ani de căsnicie. Alinarea a găsit-o în brațele lui Iulian, dar fiul său, Albert, a fost centrul atenției. Va trebui să fac cât mai multe colecții ca să cunoască cât mai multe fete. Rămâne de văzut dacă Romanița va îmbrăca și rochea de mireasă.